Deci eu reiau întrebările mele, sigur că le voi reformula și în scris și eu sper ca domnul ministru Ghinea să fi învățat ceva din întâlnirea noastră de astăzi și să învețe că atitudinea arogantă ar fi suficientă de nerespect față de Comisia pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților nu este o atitudine care îi face bine domniei sale. Mai mult decât atât, atitudinea nesinceră față de realitățile din România în ceea ce privește atragerea fondurilor europene nu este o atitudine corectă și responsabilă din partea unui ministru. Și din punctul meu de vedere, astăzi domnul ministru Ghinea nu a trecut examenul Comisiei pentru Afaceri Europene și eu îi voi solicita premierului să ia măsuri în acest sens. Pentru că